Eu, salutare oameni buni și buni, bine v-am regăsit la un nou episod din seria mea, la Napoleon Total War. Nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou și de asemenea nu uitați să vă abonați, vă mulțumesc clopoțel pentru a vedea cele mai noi episoade din seriile voastre preferate. Bun, avem aici probabil cea mai puternică armată pe care am avut-o vreodată, suntem deja în 1808 și încercăm să batem puțin Imperiul Otoman. Nu mi se pare ceva wow. Dar de ce au steagul ăsta? What? Păi dar ăsta nu este steagul vostru, ăsta este steagul austriecilor. What the fuck? E buguit, frate, jocul. Așa, uitați-vă câtă armată am eu acum. Cavaleria trebuie să stea în mijloc. Da, aici e Viena. Nu, e doar un sat random. Ok, nu mă dau pe spate ăștia. Ce au. Ăștia vreau să-i țin eu aici. Ai, legiunea poloneză. Voi am auzit că sunteți buni. Nu știu exact la ce, dar vom afla. Bun. Există aici. Da, deci ăștia sunt ok. Ăștia sunt foarte, foarte buni. Ăștia vreau să-i țin aici. Cavaleria în mijloc. Ăștia aici, pe flanc. E bine. Ăștia aici. Bun, deci artileria vreau să o țin fix în mijloc. Pare cea mai bună idee. Iar generalul ascuns, cât mai ascuns. Dar eu acum observ. Am doar o singură de asta de artilerie. Păi nu e așa wow atunci. E ok, e ok. Bun, atunci planul e următorul. Facem puțină ordine aici. Pentru că în mijloc va fi cavaleria. Iar pe flancuri o să trimitem noi câteva unități. Stai calm, bossule. Mamă, dau ceva armată. Noi nu prea avem artilerie. Trebuie să-i așteptăm să vină. E, asta nu e o problemă. Așa sunt... Ah, ok. Ne-ar avantaja puțin mai mult să avem pădurea. Ce-i drept? Hai și aici, rapid. Exact. Cam atâta momentan. Văd că ăștia deja se pregătesc să vină. N-au avut nicio șansă, sunt morți. Ce a fost în capul lor? N-am idee. O să încerce să se întoarcă, dar nu-i bai. N-am mai că facem treabă și cu ăștia. Ia, trimiteți cavaleria să nu ai parte de surprize. Hai, go, 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 trageți, foc. Foc, 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 foc. Și repede. Da, ce greu vă mișcați. Greu, să-mi bag piciorul, greu. Și-au luat-o, nu? E bine. Nu i-am văzut pe polonezi în acțiune.
God damn. Un pic blunder aici, sincer. Da, te-ai scos până la urmă. Legereanu, Legereanu. Bă, ăștia ce fac? Să uită la voi? Cam idioți. Mai avem eu o unitate de cavalerii, dar nu știu unde apare. Da, las-o, las-o așa. Go, go, go! Ajutați-i! Gata, pe ăștia trebuie să-i retrag. Și-au făcut treaba. Chiar și-au făcut treaba. Fugi. Oui, monsieur. Tout de suite. Compagnie en ligne, préparez-vous. What the fuck se întâmplă? Zici, dar au făcut treabă. Hai, dă-i și tu, mâncați așa. De-abia așteptam. Hai că bine, să retrag majoritatea. Ei, cam batem peste tot, văd. Atache! A glorious victory, sir, is soon to be yours. S-au predat oare? Nu prea îmi dau seama. Gata, hai că i-am... I-am curățat rapid. Nu știu câte kill-uri au făcut ăștia. Ah, mă, mai sunt puțin. O să reformezi și probabil ne așteaptă iarăși o micuță luptă. Hai să-i ținem și pe ăștia aici. Că nu se știe.
Ăștia aici. Ăștia aici. Bun. Perfect. Am dat pe speed 5 că n-are sens. Ia. Yeah. Și o iau ăștia în barbă? În bărbiță? Sau sal? Nope. Tu n-ai avut nicio șansă, clar. Ăștia se vor preda și... Nu știu aici ce se întâmplă. 12. Cine naiba câștigă? Cam ei. Sau nu? Victorie! Nu știu dacă am pierdut extraordinar de mulți oameni. Până în 500 e ceva. Ce-i drept? Vezi că ți-am cam rupt steagul. Unit recruited. O, prima navă. România! Oh, oh, România! Unde e România? Unde e? Vreau să văd. Valahia. Oh, salut! Românica, bă! Frumos! Îmi place ce văd. Bun, ăsta acum o să stea liniștit. Că n-are. Ce să-ți dau eu înapoi? Ăsta. Gata. O să-și revină, e ok. Breslau, ce pot să construiesc eu aici? Muzeu. Avem bănuți, cică. Ia. Hai să vedem aici. Ce mai pot să mai fac? Wow. Ok, dă-o încoa. Dă-o încoa. Fac flota adevărată. Mamă, belea. Tare, tare, așteptam asta. Bun, iar aici, ăsta e aproape fresh. Ăștia scarpații. Păi și unde naiba vrei să vin? Vin pe partea asta, așa. Altfel cum? Nici o șansă n-am altfel. Așa, și ăsta aici. Bun, tura asta nu prea am ce să fac. Mai mult. Mi-am consumat și banii. L-am păstat aici. Nu, cred că se mai răzvătește nimeni. Rebeliune sau ceva. Da. E bine. A. Stau acolo, just in case. Nu se știe niciodată. România, mama, frate. Ce de vreme. 1808. Vă dați seama dacă obțineam și noi independența? Cam prin vremea asta lui Napoleon. Eram și noi la nivelul Cehiei, Germaniei. Peste Polonia, clar. Eram mult mai OP ca țară. Părerea mea. Bun, hai că am investit o grămadă de bani în construcții, dar merită. Chiar merită. Recruitment. Construcție, drill school. Ui mei, ne permite. Mm-hmm. Și asta așa, dar o să vină chestii și mai wow în curând. 38. 38, da. Are chestii mai wow. Să știi. Bun, avem aici o armată. O să o cobor spre Praga. Chiar aici, dacă se poate. Și ăsta, well... Da, ce, nu-și revine? Ia, stai un pic. Ah, o să-și revine, e imposibil să nu-și revine. Am dat cam pe repede înainte. Nu știu care e endgame-ul nostru. Eu am cam bătut pe toți. De pe continent. Moscova. Da. Ui mei.
Iarăși vine asta să-și mai ia bătaie odată. Lul. Da, hai să fac eu research-ul ăla nebun. Unit recruited. Așa. Australia. Mamă. Ah, ce chestie, că eram, nu eram la, nu eram în regiunea mea. Ok, nu-i bai, nu-i bai. Trebuie să oculesc Carpații, n-am ce face. În Praga am, e și mai aproape. Bun, 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 excelent. Când vine Napoleon, s-a terminat șmecheria. Oh, ho, ho, heavy cavalry, în sfârșit pot să-mi creez asta. Și ce mai e? Deci sunt foarte scumpi. Nu știu ce. Grenadiers. Grenadieri. Păi, dar de ce sunt așa de scumpi ăștia? Cetățel. Mă rog, hai că-mi iau 3 de-astea. De cavalerie. Și ușor, ușor îi schimb. Ar trebui să fie bun, nu? Teoretic. Ia. Commercial port. Și aici. Păi și ce are asta în plus? A, ah, dry dock, da. Mamă, dar sunt scumpe în draci. Dar merită să cumpere. E la singura chestie pe care nu mai aveam. Și drumuri, trebuie să cumpăr și drumuri. Hai să farmăm. Ia, ce se întâmplă aici? Cine? Rusia declară război. Băi, ești nebun? Wow. E insane, mi se pare treaba asta. Bă, ruznacilor, ați nebunit de tot. Ce stupid. Acum e luptă cu toată lumea. Mie mai întrebeau aliați oricum. Lol. I-au bătut. Aoleo. Nu pot să mă lupt cu Imperiul Otoman. Trebuie să-i scot repede pe ăștia din joc. N-am nicio armată în nord. Mamă, frate. Aiurea. Da, nu mai contează. Bun, hai că avem acum o grămadă de bani. Asta nici nu știu ce să fac cu el. Îl trimit pe Napoleon în... în Ungaria. Continuăm asediu. Ăsta o să-l ducem aici. Ăsta aici. Trei armate. O, trei armate nu e rău. Și păstrez una aici. Aia e. Hai că nu e așa rău. Imperiul Otoman nu e așa de speriat. Doar Budapesta și Belgradul trebuie să-l cuceresc și după aia e greu să mai faci ceva. Na, n-are ce să-mi facă. Bun. Văd că am ceva bănuți aici. Hai să mai investim puțin. Dry dock, așa. Acum o să fie mai șmecher. Brig. Holy. Ce nebunie o să fie, de-abia aștept. Nu o să-i bat pe englezi. Aha. O să fie epic. De-abia aștept. Cine e supărat, mă?
Voi, moravi aici, ce nu aveți, ce nu vă convine? Aveți drumuri. Aveți tot ce vă trebuie, ce ai? Rusia o să ne invadeze. Pentru Rusia nu știu care e strategia. Uimei. Lasă că în Italia au italienii grijă de noi împotriva napoletanilor. Bă, Danemarca, nu-ți mai pierde timpul. Îți pierzi timpul, efectiv. A, și să nu uiți și de ăștia, mamă. Am o semi-armată pe drum. Wow, wow, wow. Spania, cei mai useless sunt. Clar. Nice, nice, nice. Bun, unde ești, mă, mâncați și ta? De LNV, nu uciști. What the fuck? Insane, frate. Ia Berlinul. Recruitment. N-avem nevoie. Asta aici, commercial port. Ah, am înțeles acum. Sunt prin zona, sunt prin zona. Așa, care e cel mai varză? O să las cavalerii aici, în spate. Să vin cu ăștia. O să fie cea mai epică. Oui, oui. Ah, pot să renunț la ăștia. Disband selected unit. Așa. Ma mission. Village assiégé. Ah, au ceva oameni. Village assiégé. Continuăm asediu. Sunt în război cu toată Europa. Aliații mei sunt Baden, Italia, Olanda, Danemarca, Elveția și Spania. Imperiul Otoman, Rusia, Sweden și... A, mă, că nu e așa rău. Da, merge. Hostile. Bavaria. România, Portugalia. Can trade. Hai să facem trade. Long-standing trade partners develop a healthy respect for each other. E o lovitură mare pentru Anglia dacă îi furăm aliatul. Trupe! En avant! Dry dock. Curând, mon ami, curând. O să fie nebunie. Încă aștept să mă ataci. Mai dau un end turn. Și o să invadăm noi Rusia. Nu mă predau. N-am înțeles încercarea asta de război între Danemarca și... Doamne. Între Danemarca și... Hessen. Foarte ciudat. Back and forth. Bun. Iarăși am mai reușit să fac ceva. Aici am armată numai de peasants, de țărani. Ia că am un spy aici. Ce găsești pe aici? Bă, au orașe multe ăștia și multe armate, e clar. Drill school. Holy, bă, ce-i cu atâtea bani? What the fuck? Nu eram pregătit pentru așa ceva. De unde îmi dă atâția bani? Team engine, uite că am văzut ca să ne facem economia mai wow.
Sau aici. 5. Da, merge. Sau stai. Ăsta. Nice. Academie militară, i-auzi. Super, super. Arsenal și Great Museum. Da, frumos. Și încă mai am bani, dar mă enervează. Și ce o să fac eu cu banii ăștia? Ați ghicit. Dita mai flota. Dacă am 3 nave de alea nebune, costă 22 de tunuri. Și mă pun pe ăștia. Mamă. Am zbelit-o. Mă luam pe boss-ul ăsta. Hai să-i atacăm. S-a retras. Ah, hell na. S-a retras așa ușor. Porcherii, porcule, porc... Ui mei, balon. Continuăm asediu, ce să facem? Dacă nu vor să ne atace. Eu mai am două bătălii de făcut. Hai că a plecat asta. Bă, lasă ferma în pace. Al dracu. Umbli la ferma mea, nația ta. Ok. În sfârșit, așteptam asta. Napoleon versus 2 generali turcaleți? Ar trebui să fie Lejerean. Chiar că Lejerean, nu? Oh, oh. Frumos. Frumos de tot. Deci, ce avem noi aici? Câmp deschis. Au armata mai mare decât a noastră, ce-i drept. Aici îmi place ce văd. Chema noastră clasică. Trebuie să nu stea nici prea aproape, că mai au prost obicei să tragă unii între alții. Napoleon să stea în spate, că n-am chef să se rănească. Ăștia aici, nu-i bai. Ăștia aici. Ăștia, măcar o unitate să avem la îndemână. Și ceilalți aici. Merge, gen. Mai vedem restul. Merge, merge, merge. Cale liberă, o să traverseze câmpul ăla ca să ajungă la noi. Și bum, suntem pregătiți. Ah, dați-i tare. Are sens să atacați acum? Hai că da, cât de cât. Dragii, de vreo 3-4 ore. Când ajung mai aproape inamicii. Da, și ăștia pot să tragă lejer. Sunt și ascunși bine. Ia. Yeah. Mi se par ținte ușoare pentru cavalerie. Rip. Oricum cu 4 unități de 3 tunuri. E greu să faci ceva. Hai să-i aducem pe ăștia pe flank. Cel mai bine așa. Nice, nice. Și așteptăm. Stăm cu minți. Ba chiar pe ăștia o să-i avansez un pic să... Să nu-i las pe inamici să ajungă ei în pădure, că prind un pic de cover. Aici mă cam îngrijorează ce văd. Multă cavalerie, multe trupe. Hai mă. Cumva și-au luat-o urât? Nu, no, sunt doar speriați. Hai, Napoleon. Inspiră-i.
Inspirați unitățile. Probabil dau damage mai mare sau rezistă mai mult, nu știu exact. Lasă dezordine. A, steagul e buguit. Ăștia sunt, au culoare de... Au steag austriac. Credeam că doar pentru bătălia de mai devreme, dar nu. Așa sunt ei în general. S-au spawnat și ăștia să-mi bag piciorul. Hai că am evitat am evitat ceva nasol. Cât peci. Nu, așteptăm, așteptăm. Trebuie să mai peste tot, frate, să am atenție distributivă. Mamă, dacă nu interveneam cu ăștia, eram pa. Față, vă uitați boșilor și dați aici puternic. Aia este. Hai că au venit ăștia. Nu-i rău, nu-i rău. Dai-le la spațiu. De ce naiba te-ai lăsat flancat? Zero sens. Mă rog, hai pe aici. Au jucat-o ca lumea ăștia. Oh, shit. Fugi, fugi, fugi. Fugi, fugi, fugi. Nu știu dacă mai e timp. Da, fugi. Oricum, fugi. Interesant mod de a face război. Bine că l-am văzut la timp, mamă. Se putea mai rău, se putea mult mai rău. Ați uitat, mă, umbrilor, când am fost aliați? Ați uitat? Era armama voastră. Holy! Pa, general. Iată, s-au speriat și au fugit. E, că vreau să văd atacul ăsta. Săriți, căluții mei, săriți.
Oh, shit! Ce mama naibii? Bă, băiatule, stai așa. Schimbă, schimbă! Așa. Hai, go, go, go. Dude, la asta nu mă așteptam. Oh my god. Holy moly. L-am luat pe Napoleon de acolo, că era jale. Hai că bine. A glorious victory, sir, is soon to be yours. Mamă, bine că i-am observat la timp, bă, băiatule. Ce steapă era să-mi iau. Hai să-i punem aici, pe ăștia. Ba, clasic, cine câștigă aici? Ba, nici ei nu, nici noi. Nu prea îmi dau seama momentan. Ok, voi, ați ajuns până aici. Hai și aici. Alergați, vă rog. Aici n-a mai rămas nimeni. Și aici, well. Foc. Ăștia și-au luat-o cel mai rău. Fugi! Măi, dro, hai. Cât încă o mai ai? Cât încă mai poți? Our men are running, sir! Eu știu, știu, dar e ok, vă descurcați, că pleacă și ei. Mamă, 23. N-am mai pățit de mult chestia asta. Mă bată inamic un halul ăsta. Gen, o unitate doar, pe-i drept. Backspace. Răzbunare. Bine, n-am pierdut nicio unitate, dar o să vedem niște pierderi. Hai că nu mă mai chinui să te facă. Artileria mă interesa, ăștia își reveni. Au apucat să trag o dată, mă. Gata, asta e tot. Hop, nu mai da, nu mai da. Mi se pare mie sau văd 4 stele aici? Da, 4 stele. Ok, 2 bătălii. Caput. Am pierdut 264 de oameni. Având în vedere că ei au avut 1900, i-am rupt în două. I-am înduit. Da, e bine să-ți lupți tu luptele. Singur. Ia, ia, ia. Ce s-a întâmplat aici? Enemy raid. Ok. Hessen a câștigat Danemarca în sfârșit războiul. Cam greu. Cam greu, sincer.
E, și acum aici ar trebui să fie lejer. Nu prea e cine știe ce. Am capturat o regiune. What? Băi, ești nebun? Sunt destul de fericiți ăștia. Mă place populația. Tare. Ok. Am iarăși bani mulți. Mai sincer, i-am pe ăștia, nu. Prea-mi pasă de ei. Bun, deci o regiune am capturat-o. E cu gentlemanii pe aici. A, cum am plecat de aici, cum au venit rușii pe partea asta? Nu prea am ce să fac, dar te țin aproape. Ok, recruitment, încă unde sta. Și ce să-ți mai iau ție? Cam atât. Plus artilerie, una singură. Hai că avem treabă, boșilor. Mhm. Ok. Hai să-i atacăm. Mai face și asta un pic de skill. Ultima bătălie pe episodul de astăzi. Haide. Încarcă-te jocurile mai repede. Deci am văzut acolo, la statistici iau doar infanterie. Deci ne avantajează mult chestia asta. Eu am... Păi numai cu astea 4 pot să-i distrug. Le canon est prêt, monsieur. Ok. Da, e un planul perfect. Ăștia îi pui aici. Ăștia îi pui aici. E ok zona. Da. Ăștia o să stea în pădure. Ăștia aici. Bun. Mai am aici artilerie. Asta o să o pun mai așa. La șto. Bun. Și aici e perfect, generalul capul la cutie. Ok, haide. Să vedem dacă nimeni în prima ceva. Da. Chiar da. Riparino, mi-e milă de ei. Mamă, dar mi se pare cam greu să nimerească ceva. Ok, fii atent, planul perfect. Fix după gardul ăsta îl pui. Dau zoom ca să văd și eu ce se întâmplă. Mamă, dar de ce nu mă lași? Da, e bine unde i-am pus. Nice. Voi la fel, aveți cover natural. Și e cam sal, sincer. Hai că se duce bine. Generalul pe infanterie. Ia să-i luăm noi pe ăștia toți. Și să-i punem pe flanc. Légion polonaise à vos ordres.
Garde révolutionnaire. Ok, dau puțin pe viteza mai mare pentru că au cam oprit așa. Surpriză, n-avem de unde să avem. Dacă venim mai aproape și o să nimerească ceva. Dă-i bătaie, oh my god. La fix. Vezi că aici pe deal nu-i rău. Mamă, dar tot ce au avut ei au trimis acolo. Da, nicio șansă. Insane, cred că am pierdut 10 oameni. Acum. Nimic mai mult. Ia, că vreau să văd asta. Tu nu mai trage. Tu nu mai trage. Voi puteți să rămâneți, nu mă deranjează. Grenadieri. Păi și ce e așa, wow? S-au speriat instant. RIP general. Și sunt scump generalii de înlocuit. Nu e de aici, de acolo. Tu mai ai distrus vreo 6 divizii, așa. Trebuie să pierzi nimic, aproape. Băi, ăștia și-au luat-o puțin în barbă, dar încă sunt ok. Lejereanu. Am pierdut, am pierdut un pic de cavalerie și atât, sub 100 de oameni. E perfect. Hai să reparăm ferma. Reparăm și asta aici. Și să ne uităm ce naiba mai putem să mai luăm de aici. 38. 38 de tunuri nu faci mare lucru. Mai dăm, mai dăm. Că mai am nevoie. A Great Museum. Ah, vă fac fericiți. Le plăceau oamenilor să meargă la muzeu atunci? Interesant. Ah. Ok. Deci tu ai atacat aici. Și mai am pe ăștia. Ce puțin am pierdut. Mamă. Holy.
Asta e următorul obiectiv. Dar mai avem o luptă. O să dau acum enter. Nu mă predau. Dau enter frumos și aștept. Mai avem o bătălie. Iar cu otomanii, după ce capturez Belgrado, o să le zic, ha mă, facem pace. Ei, s-au cam supărat ungurii pe mine, nu știu ce. Oh my god. Aulă, sunt supărat rău. Bine mă, hai. Uite. De ce sunteți supărați? Aveți drumuri. Aveți tat. Dar ce trebuie? Nu, mi-e frică să-l las aici. Las, rămâi acolo până văd eu că e pe zero și nu se revoltă populația. Asta e cel mai bun general al nostru, mă? Chiar dacă îl avem pe Napoleon. Și... nu, un port ceva? Harbor ar fi ăsta. Da, eu l-am. Trade ship. Ok. Whatever. Grand Battery. Oh, frumos. Antiforturi sunt astea. Hainei. O luptăm și pe asta. Ultima bătălie, let's go! Știam că rușii au avut un general în perioada războiilor napoleonice care n-a pierdut nicio bătălie. Ceva cu capa, o fi asta. Ok. Actually, not bad. Civilii aia probabil o să mă enerveze. Hai că vă descurcați voi. Nu? Cât de cât. Oh, shit! Asta e nasol. Îți vin civilii fix pe unde nu ar trebui. Da. Nasol. Ei, atent. Îți aduc o cavalerie să te ajute un pic. Ah, dar stai mă, că îi trimit pe ăștia împotriva armatei mele. Principale. Nice. Tot așa. Las pe loc că voi nu sunteți pregătiți pentru așa ceva. Chiar nu. Chiar nu sunteți pregătiți pentru asta. Ok, ăștia văd că și-au luat o freză rău de tot, dar după cine i-ai trimit? I see. Rip. Bun, nici măcar n-au apucat să fac mare lucru. E bine. Las, ăștia îi punem strategic. Și fii atent. Ăștia o să atace cu baioneta în față.
Hai că ați avut și cavalerie dacă e. Mamă, fix în fața noastră au murit. Ia avansează tu un pic. Perfect. Bă, după părerea mea, dacă ăștia de la Empire Total War ar face un război în gen, un joc în perioada World War 1, în primul război mondial, ar fi genial. Bă, bune. Hai mă, ce nu ți-a ajuns atâtea? Go, go, go. Bun. Toți ăștia pe care i-ai. Trimite-i la atac. O să te ajute și cavaleria un pic. Pregătiți-vă să trageți. Hai. Ce faceți? Vă uitați la ei? Mamă. Așa, așa. Frumos, frumos. Cum mai reușit să trage în asta? Prostovane. Aia clar, ăștia am fost tot noi. Ne uităm din cealaltă perspectivă. Mamă, nicio șansă. Mă așteaptă ei. Da. Degeaba. Adios, general. Nu mai trag cu artileria. Bă, dar nu știu cum au reușit prostovanii aia, că le-am lăsat spațiu destul. E stupid. Ia stați așa un pic. Încă o victorie perfect executată. Suntem între două orașe. Nope. Doar câțiva. Get it to the
Da, cam asta e tot. Am pierdut de la civili. Da, nu foarte mult. În schimb, ei au pierdut tot. Gata, sediu. Bun. Văd aici 4 orașe numai bune de distrus, aici încă vreo 2, mamă, aici. Transilvania. Mă, România, nu vrei niște provincii gratis? Trebuie să-i las puțin aici pe ăștia. Mai aveam... îi aveam pe ăștia. Să nu uit de ei. Și la flotă... tot 2 am, nu? Da, din păcate. Bă, da, am înspăimântor de mulți bani. Așa, îl facem pe ăsta. 38 prima dată. Dry dock. De-abia aștept cu 2 porturi. O să fie nebunie. Pe olandez, dacă i-aș fi atacat. Dar n-am armatele la îndemână. Îi trădez așa un pic. Spania. Mă, Spania. Nu vrei și tu să... să-mi dai o regiune? Dă-mi o regiune, frate. Îți dau bani pe ea. Uite, dăm Navara. Eu îți dau bani. Și tehnologie. Nu, nu-ți dau asta, că e OP. Asta e. Nu vrei nimic de la mine. Bine, îți dau bani. 5.000 o regiune, ce părere ai? Pay once. 5 tururi, 5.000. Nu e bine? We will not agree. Hai mă, frate. Dăm o regiune pe gratis. Bani buni. Faci ceva cu ei. Îți cumperi ceva frumos de ei. Ia. Yeah. Ah, ok, în sfârșit pot să plec cu ăștia. Asta e cea mai rămas din armata trecută. Am pierdut 18 și așa mi se pare mult. Așa. Bossul ăsta stă aici. Ăsta deja... traversează puțin podul și trebuie să cucerească asta de aici, că chiar pe gratis. Hai să mai jucăm un tur. Haide, vreau să văd asta. Mamă, Danemarca, cred că e un aliat de nădejde acum. S-a făcut măricică. E mai OP decât Imperiul Otoman. Acum. Pe hartă. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. Ooh. You must either appease the rioters by lowering taxes. Da, mă, da. E ok. Calmează-te. Comment puis-je vous aider, monsieur? Voi să-mi bat piciorul. Aglomerați harta. Sincer. Aici. Că aici n-am de ce. Bine, pot să mă duc spre Sibiu, dar... n-am treabă. Hai să cucerim o regiune mică. Gratis. Wow. Insane. Ăsta e al meu acum. Wow. Bă, dar voi nu, ce, nu vă place să avansați și voi deloc. Je suis spion. Așa. Astea sunt regiuni foarte sărace. Ia. Yeah.
Parcă altfel arată acum, ia uite. Mișto rău, mișto rău, îmi place. Ok, am filmat de o oră deja. Bă, se vede oricum că am pușat ca lumea. Curând, curând o să-i bat pe englezi. Foarte curând. Aici cum mai stau lucrurile? Dine asta foarte OP. Asta la fel. Mișto. Încă de 7 tururi vine asta puternică. Și steam engine. Ah, ia stai un pic. Mă, Spania. Dăm niște tehnologie, frate. Îți dau bani. Îți dau bani să mor eu. Îți dau 4.000. Aia zic, man. Bani buni, bani buni. Ne înțelegem. Facem aici tot ce trebuie. Ia uite, Metric System Technology. Mamă, ce o să ne ajute asta? Belea rău de tot. Bun, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Merge din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați like, comment, share, subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!